Într-o formă sau alta, fiecare dintre noi a fost sau va fi pacientul cuiva. Însă cred cu tărie că exemplele bune sunt infinit mai numeroase decât cele mai puțin bune. Și mai cred că stă la îndemâna noastră a tuturor să le aducem în lumina rampei pe cele pozitive, care sunt multe și, repet, pe nedrept trecute în umbră. MedLife are credința că oameni speciali sunt peste tot și că ar trebui să ne uităm cu atenție și cu prețuire la acei oameni care din interiorul sistemului fiind sunt cei care inițiază și duc mai departe schimbarea. Nu cred, personal, nu cred că valențele profesionale sau intelectuale ale cuiva se schimbă în funcție de mediul în care lucrează, dacă lucrează la public sau lucrează la privat. Dacă profesional îți dorești să faci performanță, vei acționa în același mod și în public și în privat. Credem și noi că suntem pe drumul cel bun, că s-au făcut o multitudine și se fac o multitudine de progrese în dezvoltarea activității medicale din România. Probabil că e firesc, până la un anumit moment, să ne uităm la lucrurile care nu merg. Probabil că e constructiv. Este important să analizăm exact nu merge. Lucrurile care exact. Nu merg pentru a și, ști ce facem exact. Mai departe. Și să ne construim mecanisme prin care să îndreptăm ce nu merge. Cred că e benefic, cred că este un demers care nu trebuie dat la o parte. Pe de altă parte însă, cred la fel de tare că e important să punem și partea luminoasă a lucrurilor. Să vedem și ce merge și acest lucru care începe să meargă să devină model. Cam asta este baza acestei campanii. Să punem în lumină oamenii speciali, oameni care aparțin sistemului, oameni din interiorul sistemului, care încearcă, care fac zilnic mai mult, mai bine și care, într-o formă sau alta, n-așteaptă recompense speciale de nicăieri. Pur și simplu, schimbarea pe care o aștepți începe cu tine. Dacă tu, exact, schimbarea începe exact, din interior. Dacă tu începi să faci astăzi lucruri mai bine decât ieri, dacă îți pasă mai mult, dacă te uiți la cel de lângă tine, dacă întinzi o mână, dacă gestul pe care îl faci nu e neapărat motivat de o recompensă în plus, dacă empatia de care dai dovadă nu are neapărat o motivație comercială, cred că de aici începe schimbarea. Începe cu fiecare dintre noi, iar cei care au avut curajul să o facă înaintea noastră, cred că merită aduși în față.